Dragi prieteni, înainte vreme, olarii când veneau pensate, strigau, hai la oale și ulcele, noi suntem cu oale și cu găvănoase. Vă dați seama, am venit la bâlciul olarilor din Iurceni și primul popas, desigur, este la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală din Iurceni. Aici colecție de vase. Oalele seamănă foarte mult cu oamenii. Și cumva anumite vase pe noi ne atrag. Uite, spre exemplu, pe mine m-a atras acest gavanos. Pentru că, și pe doamna Irina... Unul mai pântecos! Da. Pentru că sunteți foarte generoasă, bunătăcioasă. Vreți să le cuprindeți pe toate, să le faceți pe toate în mod perfecționist și tot așa mai departe. Uite, se pare că noi alegem până la o vreme oalele, dar ajungem când oalele ne aleg pe noi. Și nu puteam să nu mă interesez de cine a fost confecționat acest găvănos, unul foarte gros, în care se păstra probabil și brânza, murături sau jumările, confecționat în anii 60-70 de către Arsenie Ion Ștefan, de aici, din Iurceni, meșter mare, care a lăsat o expoziție întreagă Muzeului de Etnografie Iurceni. Punem găvănoasele la loc și ne ducem să vedem cu ce au venit olarii și ceramiștii zilei de astăzi. Conform unei frumoase tradiții, în a doua duminică a lunii septembrie, toate drumurile duc spre Iurceni, la cel mai vechi eveniment cultural, Bâlciul Olarilor, organizat de Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Consiliul Raional Nisporeni, Primăria Comunii Iurceni și Uniunea Meșterilor Populari din Republica Moldova. Floricică mândră, floare! La Iurceni sărbătoare! Vine lumea! La sărbătoarea Bâlciului Olarilor se adună! Vine să înveselească după doina strămoșească! Maestrul Grigore Adam este artistul care a cântat la frunză, acompaniat de fanfara din Nisporeni, la toate 32 de ediții a Bâlciului. Această doină este pentru a ne aminti de prietenul său, marele artist Nicolae Sulac. Toată noaptea a plouat, dar astăzi la Iurceni este un soare, un soare care ne cuprinde pe toți. Și nu întâmplător, ceramiștii au adus soarele și pe vasele lucrate din lut. Domnul Simeon Stoica este cel care a adus o colecție întreagă de farfurii decorative și nu numai decorative, și utilitare, cu soare, simbolul soarelui. Și văd că unele sunt cârleonțate, razele soarelui. Ca să redăm mișcarea soarelui, căldura soarelui, deci pentru asta s-a făcut o mișcare. Acest element soarelui, deci este tradițional. Încoace este deja binar dintre contemporani. De data aceasta, ceramistul Simeon Stoica a adus multe farfurii. Farfurii decorative, mai mici sau mai mari, realizate în trei tehnici distinctive. Este o noutate. Aceste târguri, deci, este un ajutor și pentru noua generație care vine, și pentru noi ăștia, căci dacă nu ar fi ieșit, atunci omul fierbe în sucul său propriu. De aici noi comunicăm unul cu altul, care mai... unul spune o tehnică, altul o tehnică, deci se comunică, se face schimb de experiență, deci nu este doar un bâlci.
Este o revelație să ajung la standul soților Victoria și Vitalie Parlui. Aici sunt și floricele și magnețele, multă ceramică decorativă, dar și oale utilitare, ulciorașe, găvănoase, pe care le meșterește la roate gospodarul atelierului Vitalie Parlui. Ca de obicei, în fiecare an venim la târgul olarilor și pregătirile se încep cu mult mai înainte ca evenimentul să aibă loc și de fiecare dată ne stăruim pe lângă obiectele pe care le confecționăm să avem și ceva nou și ceva mai interesant ca vizitatorii să aibă și o alegere mai vastă de obiecte. Este un târg foarte frumos, binevenit, cu atât mai mult că după o ploaie a ieșit soarele și a să fie, cred, o zi foarte bună. Ați fost anul acesta la mai multe târguri peste Prut. Am fost vara aceasta la mai multe târguri și am avut destul de mari succese, am fost și premiați, am avut și multe premii. La Sibiu ați luat un loc de frunte. Da, am luat primul loc și încă o diplomă de acuratețe. Alte motive transpuse pe ceramică sunt cele ale pomului vieții, ornamente țesute, ornamente inspirate din tradiție. Это я сделал серия, у меня не только тарелка. Там у меня говоносы, бурлуи, ну, тему такую взял, связь веков, то есть от Триполи-Кукутень до нашего времени, то есть наши традиционные орнаменты, то, что всегда присутствовало у нас. Здесь элементы и трипольские, и кукутеньские символы, и, получается, и уже наши, современные. Ну, вот такая форма у меня получилась, тоже вот это дерево жизни. Да я тут сделал резьбу. Резная керамика. Ce se poate de păstrat în el? Борщ, сало. Это домашний холодильник молдавский. Я сегодня представляю и кристаллы. На вот такой вазе особенно видно, как вот они растут, здесь часовые пояса. Есть чая о перфекционе. Вибрязы хроматик, ешим дин формы, факанду неор профунзим, хроматичи, абсолют инкантатуаре. O frumusețe de care nu te saturi niciodată, pentru că niciodată nu este una statică, este una mereu dinamică. E exemplu olarului care știe să folosească și resorturile tradiției, dar și toate mijloacele tehnologiilor moderne. Ceea ce realizează Ivan Prividiuc avansează acest artă către un domeniu al decorativismului unde cromatica este pe prim plan. O cromatică exuberantă, o cromatică care cumva stă la o altă limită decât modesta noastră oală de lut. Dar este un exemplu că e posibil și că în toate vremurile olarii au experimentat, au avansat meșteșugul către cea mai frumoasă artă. Se spune că vântul este respirația universului sau că putem ști ce vrea să ne comunice dacă ascultăm muzica. Omul altor timpuri a fost mai atent la univers și pentru a intra în legătură cu elementul aer și a se armoniza cu el, a creat clopoței de vânt. Clopoței din ceramică nelipsiți sunt și la evenimentul din Iurceni.
Cu câți clopoței ați venit la acest bâlci? Dacă am luat în vedere clopoții acești mai mari, deci în jur de 10, înmulțit cu aceștia mărunței câte 10, deci am mai mult de 100 de clopoței avem. Plus la masă clopoței individuale, mici și mari. Anul acesta, deși 2 ani a fost pandemia, am venit peste 2 ani din nou la Iurceni cu acești clopoți, deci creștem fiecare an diferite forme, diferite culori aplicăm. Am făcut un clopot cu frunze, se pune acasă la ușă, care alungă spiritele din casă. Și m-am convins cu asta nu numai un an, dar cu mulți ani înainte, când multe lume mi-au spus, da, într-adevăr, clopoții aceștia aduc și bucurie în casă, alungă spiritele rele din casă. Iată și un bostan stilizat, deci pentru a pune lumânarea seara și luminează foarte frumos în casă cu aceste stele, cu nasul, cu ochii. Vase la mine mai mult sunt ilustrate decorativ cu aceiași trandafiri, cu frunze, care în fiecare dată se cumpără, mai ales spre primăvară, când sunt ghiocei, florile care răsar primăvara. Maestrul Iurie Cucuietu transmite dragostea sa pentru arta ceramicii și discipolilor săi. Sunt a doilea an director la Școala de Arte Plastice Droche, unde am luat obiectul sculptura și ceramica, deci opțional, unde împreună cu copiii modelăm, lucrăm asupra diferitor obiecte, mai ales copiii sunt mici, facem figurine zoomorfe, antropomorfe. Dragi prieteni, de standul lui Gheorghe Panțiru din Iurceni, practic nu ne putem apropia, fiindcă permanent este rând, foarte mulți cumpărători și vasele lui sunt la mare întrebare. Vrem să cumpărăm pentru fecior, strimitem în Anglia, cadou la casă nouă. Și acestea sunt cele mai reprezentative? Da, da, ei de asta doresc și asta am venit, numai pentru asta am venit. Căioală de Iurceni. Da, e de la Iurceni, foarte bun. Am adus tot felul de vasă de lut, începând de la păhăruț până la gavanoz de 40 de kilograme. Ne-am pregătit foarte mult de acest târg așteptat. Timpul a ținut cu noi, suntem bucuroși de oaspeți, de vizitatorii care sunt prezenți. Și așteptăm an de an tot mai mult și mai mult și noi să reușim să facem mai multe lucrări. Dumneavoastră ați ales culorile, da? Împreună cu soțul am ales culorile, ca să fie ceva plăcut. Mulți au dorit, aici ai mers, mulți ne spuneau seturi pentru cumătrie la un băiețel. Ce să alegem? Hai să alegem culoare albastru. În emisiunea viitoare vom poposi la standurile dinastiilor Triboi, Scutelnic și Onuță. Dar vom cunoaște și expoziția prezentată de Planeta Moldova, cântând la ocarina de Meren și ascultând-o pe artista nisporeneană Mariana Dobzeu. Mămica mea e Maria, să știți că cânticul care l-am cântat Mariei mei numele e oarecum dedicat și mămicăi mele. Lai, lai, la, lai, la, Mariei numele, lai, lai, la, lai, la, și eu nu-s caltili, lai, lai, la, lai, la,
apa de-a mă disniard așa. Lai, lai, da, dai, la Măriu, e draga mea, Marie îi numi sfânt. Mi-i drag să-l porce